Hai salut și bine v-am găsit la un episod din seara astăzi de Sump, tot pe serverul Moon Eclipsed. Băieții, înainte să începem episodul, nu uitați să apăsați pe butonul like și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să prindeți clopoțelul. Aici, da, băiatul ăsta vrea să steagă, că în episodul ăsta vrea să fac ceva raport wanted, nu o să mai încerc să fac, pentru că din nou filmez destul de târziu, 1.40, aproape 2 în România și nu prea sunt jucător, 180 momentan. Da, mă, băieții, și vreau să vă zic dacă sunteți jucători pe Moon și încă nu v-ați înscris la giveaway-ul cu PaySafe, care o să fie extras în weekend, sâmbătă. Aveți videoclipul în descriere și sâmbătă, imediat după extragere, o să dăm drumul la altul, o să postez un nou videoclip unde o să puteți să vă înscrieți pentru următorul giveaway cu PaySafe, pentru că o să fie în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă, giveaway cu 10 euro PaySafe pe care o să puteți să folosiți cum vreți voi, nu neapărat să-i bați în... Sau doar că trebuie să fiți jucător pe Moon și să aveți minim nivel 5 și 20 de ore. Wanted. Hai să vedem ceva. Wanted Hutz ID 161. Bă, sper să pot să fac ceva Wanted, am văzut că raportul ne-a fost mărit. Aveam 15 runner, 3 amenzi și un ticket, adică o licență confiscată. Dar... mi-a fost mărit raportul la 30 de runner și ticket gândit și ai permisele au rămas la fel, 3 și 1. Da, mă, băieți, și în videoclipul de astăzi vreau să vorbim puțin despre bizul meu, pentru că e cel mai bun biz de pe server și foarte mulți mă întrebați cât îmi produce și dacă am dovezi sau ceva. Mă, dovezi nu cred că e nevoie să vă prezint, adică o să vedem de biz status și dacă sunteți abonați activ și intrați pe live-uri și astea, cred că știți și voi că nu mint. Îmi produce undeva la vreo 50k pe zi, normal, dar acum astea, ieri și astăzi mi-a produs astăzi 30 și ceva și ieri la fel vreo 37 spre 40 oricum de caca. Eu zic că produce destul de bine, cred că e cel mai bun, dacă nu cel mai bun acolo în top, sigur. Dar eu zic că cel mai bun, adică n-are cum, nu cred că există biz care se producă mai puțin. Da, mă, și să vă zic și cum l-am cumpărat, adică cât am dat pe el și, auleu, să vă zic cum l-am cumpărat, pentru că mă întrebați că zic, bă, Hunrie, că te-a dat pe bizul ăla, că dau eu mai mult. Mă, bizul nu-l vând, am avut oferte foarte mari, am avut oferte de 15.000 de puncte premium. Bine, vă dați seama că o singură ofertă, nu oferte, o singură ofertă de 15.000 de puncte premium de la Joduska, pentru că, na, el e cel mai bun jucător de pe server, a băgat o grămadă de bani, cred că a băgat omul, bă, așa eu zic că nu a arătat el nicăieri, dar eu zic că a peste 3.000 de euro, adică la câte puncte premium a avut să cumpere atâtea mașini și astea, eu zic că a băgat peste 3.000 de euro. În fine, nu contează asta. Mi-a oferit 15.000 de puncte premium și n-am vândut, deci bizul nu o să fie de vânzare, l-am cumpărat doar ca să pot să fac giveaway-uri pentru voi, un biz care îmi produce peste 20k pe zi, e perfect pentru giveaway-uri și o să facem giveaway-uri în paralel și cu cele și cu PSF-urile alea. Bă, ce-i, mă, ce-i, ce cu aia? Mamă, uite pe ăștia. O să fac giveaway-uri în paralel și cu PSF-urile care am zis că o să fie în fiecare săptămână și o să facem și cu bani pe Sump. Hai că am luat un punct, stați așa să vă arăt și vouă cât am făcut la mai raport. Am făcut la raport 5 runner, 3 tichete, 2 permise. Tichetele și permisele le am pentru raport pentru săptămâna viitoare, dar mai trebuie să fac 25 de runner. Hai să vedem dacă mai avem ceva. Un first degree la 1600 de metri. Băiatul meu să fie el. Cred că vrea să scape de wanted. De fapt nu el, că e Oia, pentru că e Georgiana. Unde mă duc, mă? Auleu, stai că am luat-o greșit. De fapt n-am luat-o greșit, că nici n-aveam cum. Da, mă, și bă, bizul a fost cumpărat de Thor la licitații cu un cacao 100, parcă 1.100.000, nu un cacao 100, un cacao 100. Inițial, bizul ăsta vreau să-l iau prima dată. Hunter spune ceva actual. Ce? Dacă ai avea ochii închiși, nu ai mai vedea. Ok, Ianco. Salut, frate, dacă te uiți la clip. Da, a fost cumpărat de Thor cu 1.100.000. Inițial, bizul ăsta am vrut să-l cumpăr și eu din prima, dar
Nu am putut pentru că nu am avut să dau peste el. Foarte mulți băieți l-au ajutat la licitație și dădeau transferuri. Pe mine m-au ajutat și pe mine câțiva, dar după, când am licitat pentru SNLS, sincer acum nu-mi pare rău, adică gen chiar îmi pare bine că nu m-a ajutat nimeni. Că, de fapt nu că nu m-a ajutat nimeni, că nu m-a ajutat nimeni să iau SNLS-ul peste băieții care m-au ajutat. Te-am dat bani înapoi la fiecare jucător care m-a ajutat. La unii am dat dublu, la unii nu, pentru că am cumpărat două bizuri și cei care n-au așteptat le-am dat doar bani înapoi și am dat și banii dublu. Și după am început să fac afacere, mă, cu rent care o lăsă, pentru că rent care o lăsă l-am luat o prima dată. Și auleu, am început să fac afacere, l-am luat pe ăla, l-am vândut, am luat și SNN-ul V la licitație între timp, pe care l-am vândut și pe ăla și l-am vândut ca să cumpăr bizul ăsta 24-27 și am dat mesaj la băiatul ăsta, Manu. De fapt Tora a luat bizul și l-a vândut la un băiat, Manu, și după aia am dat un mesaj la Manu să văd dacă vinde bizu. A zis că nu prea vrea să-l vând, dacă e vreo ce bănuții. Am zis că am nevoie de biz mai mult ca să fac giveaway pe canalul de YouTube. El a înțeles că să dau bizul la giveaway. A zis că o să ține cont, nu că să dau bizul la giveaway, că o să fac giveaway-uri cu bani. Cu banii pe care mi-i produce bizul. Și am dat pe el așa un Infernus stock. Infernus pe care l-am cumpărat din dealership. Un bullet premium pe care l-am luat după rent care o lăsa, am primit un bullet premium și 200 kk, și 1000 de puncte premium, alea le-am băgat atunci pe moment ca să le cumpăr vouchere ca să pot să iau bizul. Și zic că am dat undeva la 1.6-1.7, bine, acum s-au mai scupit punctele premium și probabil trece de... Nu te arunca. Bă, nu cred, mă, că am ajuns până aici. Da. Rip. Altul mai avem, Wanted. Nu mai... Bă, da, asta la 4.000 îl lăsă. S-a aruncat, mă, meu. Poate bubușe o spawn change. LSP. Bă, e greu, mă. Dacă nu reușim să-l venim ăsta, o să mă duc chiar la permise. Poate reușesc totuși să-mi am permis. Cam văzut că clipul de el a fost destul de apreciat, 100 și ceva de like-uri. Vizionare nu prea am făcut, nu știu, unele clipuri trec de un ca unele nici nu ajung la 800, nu știu ce cu variația asta. Probabil unele, la unele de notificări, la unele nu. Bă, stai aproape, mă, hai să mă duc direct, a, fuge. Da, mă, ăsta cred că vrea să scape de Wanted, dar cred că are Wanted Nicu. Ia, el dă, dacă nu dă să trească. Hooder. Re-YouTube-a. Wanted. Hăț. 2400 de metri. O să văd să stau un pic, oricum. La... Eu te-l păstau. Mă, nu știu dacă am voie să dau... Să dau ticket de cască pentru ăștia care folosesc bicicleta, deci nu o să mă bag. O să mă duc să stau un pic acolo la permise, că văd că oricum băiatul ăsta vine spre LS. Și dacă nu vine până trece Nicu spre LS, dacă nu vine nimeni, ai, nu luăm permis. Hai că mai vine spre LS. Hai că mai vine. Iar la mod pe ăsta că nu am mapă pe mână. Oricum mod pe dacă îl vreți, îl găsiți pe Instagram-ul meu, aveți Instagram-ul în descriere. I-am rupt Infernus în el. Ia mă, hai. Use. Da, mă, partea bună cu repair kit-urile astea e că poți să folosești repair kit chiar dacă mașina lua foc. Deci, recomand băieții. Cel mai șmecher Biz 24-7 sau 174. Nu, sau 174. Hai că am dat și o amendă, respect. Pe contrasens, da, mă, eu ca polițist cu mașina de poliție am voie să merg pe contrasens. Coboară. Ticket 1745-3 nas. Da, mă, el râde. E amuzant că i-am luat. Acceptă. E amuzant, frate, că i-am luat
Ia la premiseră, să zic că i-am dat amendă pentru nos, ce să zic, wanted. 1200. Dar mai are 11 minute, băi, eu nu știu ce face, mă, băiatul ăsta. Pe contrasens, wanted, are probleme, băiatul ăsta, la cap. Are probleme. Ia, dacă vine după mine, să zic că iau și permisul. Mâncați, aș gălăta dacă nu iau permisul. Nu vine, mă. Nu vine, că știe că iau permisul bulangiu. Da, mă, și am aflat și eu o chestie, că dacă un băiat trece pe contrasens și nu-l prind, pot să mă duc la LSPD, că avem acolo ceva sistem să confiscăm permisele direct din HQ, cred. Nu am testat, că na, făceam abuz dacă chiar mergea și luam permisul unui jucător, dar chiar vreau să testez sistemul ăsta, gen te duci în HQ și scrie comanda confiscate și ID-ul la player. Nu știu dacă e confisc automat, dar o să încerc, sau doar dacă e jail. Nu știu exact. Hai să vedem, poate avea noroc pe aici. Aici am luat iar primul permis înainte să dau drumul la video. Aici la casino. Da, mă, nu prea avem nici wanted, nici nimic. Darkness, ia. Am zis că se duce și el la deal. Am zis că se duce la deal să iau permisul, dar nu. Am văzut acolo un băiat care a trecut pe lângă mine cu cască. Cu cască, fără cască. Dar nu știu dacă mai punct să-l prind pe ăla. Ia. S-a trecut, n-am ce să-i fac. Dacă treceți așa, gen, de pe partea pe alta și intrați pe contrasens, nu are voi polițiul să avea permisul. Am văzut că mulți vă plângeți, că mamă, mi-a luat permisul aiurea, că pula mea, nu are voi nimeni să avea permisul. Faceți post dacă la prima batere se vede și cred că dacă continuă univa, că ăsta deja i-a pus ei permisul în pule. Ia uite, mafiotul. O, stai că avem aici un interlop. A trecut. Nici de-a mai dat amendele ăla. Bă, vreau să fac runner de ăștia, că se fac destul de greu. Adică eu ajung acasă seara, târziu. Astăzi nu am făcut nici live. De fapt, ieri, când vedeți voi clipul, nu am făcut nici live. Că am văzut că era Tudor și am zis că nu are rost să mă bag peste el, că... Na. Și așa el e cam inactiv în ultimul timp, Tudor ăsta, mă. Nu mai pune clipuri, live-uri de-astea. Nimic. Sper să-l prim acar pe ăsta, să fac și eu... Să fac și eu ceva raport în clipul ăsta, că dacă nu... Mă fac de râs, dracu. Niciun permis, bă, da, m-am făcut un punct. Stai, mă, că am făcut un punct, aia e... Da, l-a luat altul. Și pe ăla l-a luat, care avea mante din... Am înțeles. Ăsta are și faruri. Oricum, e noapte de ăsta cu seta M13 și nu prea văd. Nu prea văd dacă au ăștia faruri sau nu. Nu prea stau să dau amenzi oricum pentru faruri. Nu o să și cască mai mult ca modurile astea. Ce ai făcut, bobiță? Te-am luat. Te-am luat, bobiță, dă-te așa. Eu trebuie și încă continuă să meargă pe contrasens. E rebel. E rebel nebunul. Sau 1-5. Salut, frat. Bă, Axo 3-1-5. Nu, 1-5. Da, aș de creș. Aș de creș. Deci dacă nu-ți de creș. Nu-ți dă, mă, permis 3-1-5. Am înțeles, vedeți, suma ține se oprește. Coboară. Hands up. Ai condus neregulamentar. Nu contează. Am fara, am tot ce vrei tu, hands up. Ai mers pe contrasens. O să îți confisc permisul. Confiscate 35 licențe. Permisiunea pare rău. Și mai atent data viitoare. Da, mă, hai că am luat și-mi permis pe clipul ăsta. Bro, am quest. Știu, n-am... n-am ce să-ți fac, frate. Da, mă, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. Am luat și-mi permis, am făcut și-mi pun la raport. V-am zis și de biz să nu mai... Ah, da, mă, am uitat să vă dau biz status.
220 ca cavan, cum am luat bezul, cât în ce cred că v-am lămurit pe toți, dacă v-ați uitat până la sfârșit, dacă nu, aia e. Eu am fost unor, ne vedem data viitoare, re.